Bine v-am găsit! Pandemia și războiul din Ucraina au dat peste cap întreaga planetă. Producția de materii prime a scăzut, lanțurile de aprovizionare s-au destructurat parțial, iar jocurile geopolitice sunt cireașa de pe tortul unei crize energetice și economice cum nu a mai avut de multe decenii. Iar ce se întâmplă acum e doar începutul. Cu toate acestea, românii au soluții geniale pentru autonomia energetică a României și cu un pic de bunăvoință din partea factorilor politici, bunăvoință și inteligență, acestea pot fi puse în practică la scară națională. Și, desigur, de ele pot beneficia și cei din afara țării. Pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba și cât de mare este potențialul acestor soluții, l-am invitat astăzi la convorbirile Dales pe vicepreședintele Forumului Inventatorilor Români, inginerul și inventatorul Alexandru Stănilă, fost cadru didactic la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Domnule Stănilă, am mai discutat despre aceste soluții. Acum este un moment important pentru că, după multă luptă, ați reușit să duceți în Parlamentul României o lege care poate ajuta enorm la independența energetică a României. Înainte de a ne spune despre ce lege este vorba și care sunt beneficiile acestor soluții care sunt cuprinse în lege, haideți să vorbim despre cât de mare este criza energetică globală în acest moment și care sunt dependențele României față de importuri pe zona energetică. Vedeți dumneavoastră, întotdeauna o criză o atrage pe cealaltă și tot așa. Suntem la ora actuală într-un sistem de crize, începând de la criza economică, criza politică, criza energetică, criza climatică, toate se leagă. De regulă, rezolvarea uneia dintre ele duce încet, încet și la rezolvarea celorlalte legi. În cadrul crizei politice, cu asta vreau să încep, prin care România a trecut și în care este atrasă pe mai departe de zona geopolitică în care ne aflăm și, în final, la nivel global, am reușit, printr-o relativă calitate de noroc, aș putea să-i spun, să atragem atenția clasei politice dominante din România, mă refer la partidele politice din Parlament, pentru că Parlamentul este forul superior al legislativ al țării, și să le arătăm că România poate să trăiască, poate supraviețui, exact prin bogățiile naturii, dar nu a naturii în ceea ce privește subsolul, ceea ce ne-a dat pământul pe care trăim, această grădină a Maicii Domnului, ci tocmai prin faptul că avem energii regenerabile incredibil de serioase, bune și care trebuie să le punem în valoare. Nu mai suntem nevoiți, din punctul meu de vedere, să exploatăm zăcămintele fosile ca să putem să astupăm, ca să zic așa, necesitățile de foame energetică la care România este supusă și care întreaga omenire este supusă. Dând astfel un exemplu celor din jurul nostru, mă refer la Europa și în continuare la întreaga lume, că practic natura, mă refer la regnul vegetal, este marele dar al lui Dumnezeu în ultimă instanță, a vieții pe pământ, pentru că ea este cea care reface mediul înconjurător și ne dă tot ce ne trebuie ca să o putem folosi în folosul omului și la continuarea dezvoltării vieții pe pământ. Haideți să o luăm pe rând. Deci este un prim pas foarte important și anume că această lege a biomasei este în Parlament, este în discuție. Să sperăm că politicienii români vor fi atât de inteligenți încât să realizeze care este potențialul ei. Acum, hai să lămurim ce este biomasa. Deci, biomasă folosibilă înseamnă tot ce moare din biomasă când ai tăiat legăturile cu viața. Când ai tăiat copacul, când ai tăiat firul de iarbă, acea biomasă este o materie primă. Această materie primă trebuie
să o folosim în folosul dezvoltării calității vieții omului și a refacerii practica pământului. În aceste condiții, biomasa cea mai urâtă, aș putea să-i spună, și care este cea mai dăunătoare, o reprezintă biomasa care intră rapid în fermentație. Mă refer la biomasa pe care gospodina... Hai să spunem mai pe limba oamenilor. Gunoiul menajer reprezintă, de fapt, biomasa cea mai poluantă. De aceea, ea trebuie colectată rapid, înainte de a intra în fermentație, transformată rapid, că prin uscare, de la bunica știm că trebuie să facem poame, trebuie să facem din mere și din prune, să le uscăm și să le transformăm în hrană uscată. Deci dacă o uscăm, nu mai este biodegradabilă, pentru că biomasa, conform procesului de încetare a vieții, se transformă încet, încet, prin intermediul microorganismelor, înapoi în elementele primordiale din care a fost ea formată. În esență, ideea folosirii biomasei este următoarea. Toate aceste resturi vegetale sau animale, gunoi menajer, gunoi de la grajduri animale și mai departe, pot fi, în loc să fie aruncate în diverse locuri, pot fi convertite în energie, în substanțe folositoare. Aveți perfectă dreptate, numai că mai există un aspect important. Le lăsăm nefolosite, se transformă în elemente de poluare prin degradarea bioorganismelor. Deci câștigăm pe două fronturi. Așa, odată creșterea calității aerului și a apei și a solului, utilizându-le imediat, și mai mult decât atât, le putem transforma în ameliorator de sol și îngrășăminte pentru fertilizarea solului, prin care să dăm drum mai departe la o nouă generație de plante, la o nouă generație de arbori, care să crească calitatea aerului, apei și a solului. Deci este o legătură circulară, de aceea se spune utilizarea biomasei în economie circulară. Vă dau exemplu, am tăiat copacul, scot din el cherestea pentru construcții, da? Ce rămâne bag în industria prelucrătoare și transform în paneluri, în fel de fel de treburi, ce rămâne pe mai departe fac peleți, fac plăci aglomerate, brichete pentru foc și ce mai rămâne în continuare pot să le folosesc în industria energetică, să le transform din punct de vedere termic. Sau, mai există o soluție, să scot moleculele din ea, spre exemplu, prin tratare termică, prin piroliză sau prin gazificare, pot să scot gazul de piroliză echivalent cu un gaz, natural, pot să scot bio-oilul, care este o motorină inferioară, și mai scot ceva, în final, un îngrășământ natural sau ameliorator de sol, depinde cum îl privim, bun pentru creșterea productivității în agricultură, alături de alte soluții tehnice importante pe care noi le avem. Să vă întreb foarte concret. Astăzi, în România, știți cât la sută din biomasă este folosită? Da, România astăzi are cam 6 milioane tone de biomasă din deșeuri menajere la dispoziție. Pe an sau? Pe an, 6 milioane de tone pe an. 6 milioane de tone care practic se pot transforma cam în 4. Eu v-am întrebat, cât din asta este valorificat astăzi? Ba, nu. Valorificarea este minoră. Nu numai că este minoră, este ca și cum n-ar fi. De ce spun? Pentru că până acum nu a avut o deschidere serioasă Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, pe utilizarea biomasei. Toate strategiile energetice ale României s-au bazat pe utilizarea combustibilor fosili, pe folosirea practică a lemnului de foc în diferite ipostaze, să ne vindem pădurile, să facă alții peleți și să obținem energie și așa mai departe. Nu pe ceea ce trebuia. Și acum se pare că a ajuns momentul, deci avem, să facem. Avem 6 milioane de tone de deșeuri, menajere. Menajere și vegetale. Da? Nu. Cu cele vegetale ajungem la 60 de milioane, 66 de milioane de tone pe an. Asta înseamnă că, practic, România poate să devină independentă energetic dacă folosim o investiție de vreo 16 miliarde pe an și ne transformăm într-o țară independentă energetic total verde, consumând gunoaiele fără să le mai depunem la groapă. Noi, practic,
Ieșim și de sub infringimentul deșeurilor, pe care, amenzilor pe care trebuie să le plătim la Uniunea Europeană. Deci despre asta este vorba. Avem, pe de o parte, 6 milioane de tone de gunoi menajer și probabil... 60 milioane de deșeuri organice provenite din agricultură. Este vorba de paie, coceni... Care și în cazul unora și în cazul altora nu sunt valorificate energetic și ecologic, ca să spun așa. Da. Nu doar că nu obținem bani din aceste 60-70 de milioane de tone în total, doar că... ne mai și poluează și mai și consumăm, facem eforturi pentru consum, să cheltuie pentru ele, că se ard gunoaiele, sunt tot felul de lucruri care trebuie gestionate cu totul altfel. Și mai avem o resursă extrem de importantă, care din motive pe care eu nu prea le înțeleg, că nu au nicio logică, este vorba de deșeurile provenite din industria petrochimică, ca și produse a industriei petrochimice, mă refer la masele plastice, mă refer la cauciucurile și la celelalte, care acum nu prea avem voie să le valorificăm energetic. Așa e, păi așa e legea la noi. De ce? Și, păi nu știu, trebuie să-i întrebăm pe cei care au dat aceste legi. Și noi am atras atenția că valorificarea, inclusiv energetică, a deșeurilor venite din industria petrochimică este strict necesară, pentru că trebuie să recuperăm energia deja încorporată și să salvăm materii prime, gaz, metan, petrol, care ar trebui să le prelucrăm pe mai departe, ca să scoatem cauciuc, ca să scoatem diferite segmente. Haideți să facem un calcul. Da. Să spunem că avem 60 de milioane de tone. 60 de milioane de tone de deșeuri. Lăsați-mă să termin ideea. 60 de milioane de tone de deșeuri. Da. Alimentare și vegetale. Prin tehnologiile pe care inventatorii români le au astăzi, ce profit se poate aduce la o tonă? Deci, în primul rând, o tonă de deșeu, să o luăm pe două căi, pentru că n-are sens să le vorbim la grămadă. Sunt două căi de valorificare esențială a biomasei, de care nu mai avem nevoie. Deci nu e vorba de cea de hrana animalelor. 60 de milioane tone este biomasă de care, practic, bun, ar trebui să o îngropăm. Hai să facem o medie, că lumea vrea chestii concrete. Vă spun sincer. Vă dau un exemplu pe direct la un hectar de grâu, că toată lumea știe ce este grâul. Dacă obții 6 tone de grâu la hectar, ai 6 tone de paie. Da. De care nu de toate ai nevoie pentru alimente pentru pat, alimente pentru animale sau pat pentru creșterea animalelor. Rămân măcar 2-3 tone pe hectar de paie. Din 2-3 tone la hectar de paie uscate, se pot obține peleți din paie, practic cam tot acolo. 2 tone, 2 tone și jumătate de peleți. O tonă de pelete reprezintă 4 megawatts energie termică. Ce înseamnă 4 megawatts energie termică? Înseamnă că cu 2 tone de paie, eu țin o casă de 100 de metri pătrați, toată iarna din punct de vedere energetic. Dintr-o tonă de paie, faci o tonă de peleți aproape și obții căldură pentru toată casa, toată iarna. Adică tu poți să-ți faci peleții cu o sculă de 200-300 de euro și cu o centrală termică specializată pe așa ceva, tu nu mai ai probleme legate de încălzire iarna respectivă. Asta este o chestiune. A doua chestiune importantă. Dintr-o tonă de peleți făcuți, într-o instalație de piroliză, scot cam 250 de metri cub de gaz de piroliză, deci poți să, este echivalentul cu gazul natural și poți să-l folosesc în diferite folosințe în industria clasică, agricolă, să zicem, așa, pentru încălzire, pentru făcut mâncare, pentru procesele tehnologice, dacă am fabrică, pentru care să le pot folosi. A doua chestiune, am vreo 250 de tone de litri de motorină pe care pot folosi printr-o simplă filtrare la combustibil, la tractoarele pe care le folosesc în agricultură și mai rămân 500 de kilograme de biochar de care ai nevoie în jur de 2-3 tone la hectar ca să crești productivitatea terenului respectiv cu peste 30%. Deci ăsta este adevăratul câștig.
Da. Iar la nivel global, la nivel național, România n-ar mai avea nevoie de gaz metan, n-ar mai avea nevoie de benzină, motorină pentru transporturi, benzină nu, da, motorina cu siguranță că da, și și-ar crește calitatea terenului de la fertilitatea de 35% la cele 6,5 milioane de hectare de teren agricol, le ridic la maxim. Ăsta este marele avantaj. Deci România nu va mai fi supusă fenomenul de deșertificare, nu va mai fi supusă în mod abuziv la fenomenul de încălzire climatică. Pot crește calitatea mediului înconjurător prin culturi specializate care să-mi aducă aport de bioxid, de oxigen în plus față de ceea ce se întâmplă la roată. Înaintea de emisiune a dat exemplul cânepii. Cânepii, da. Dați-ne câteva detalii. Ce se întâmplă? Din discuția avută cu colegii cu care colaborăm de la Academia de Științe Agricole și Silvice și cu alți specialiști crescători de cânepă, îmi spunem așa că un hectar de cânepă industrială poate să ajungă între 5 până la 10 ori mai mult oxigen emis în atmosferă decât un hectar de pădure. Nu mai vorbesc de masa lemnoasă pe care o realizează de pe un hectar. Care este mai mare decât un... E de aproape 40 de tone la hectar masa lemnoasă din cânepa. Și cânepa are, se poate are utiliza într-un... Multiple, din construcții până în alimentație. Începând de la puzderea de cânepă care poate fi folosită la făcut pereți, aglomerații care au și un efect oarecum terapeutic, fibra care este utilizabilă în industria automoto, plus efectele terapeutice pe care le are practic uleiul de cânepă și multe altele. Deci, ce vreau să vă spun, ca să închid cu acest capitol. La ora actuală, o echipă de cercetători de la Academia Științei Agricole și Silvice, împreună cu Forumul Inventatorilor, care avem o serie întreagă de invenții speciale în domeniul agriculturii, împreună cu inventatorii români, încă de acum 2 ani am lucrat la Planul Național Strategic de Dezvoltare a Agriculturii Românești, am băgat un set de invenții acolo care se ducă la creșterea productivității în agricultură, la dezvoltarea agriculturii de precizie, la creșterea capacității de irigare a terenurilor agricole prin diferite mijloace, sunt foarte multe soluții tehnice și România poate să prospere din punct de vedere agricol, poate să prospere din punct de vedere al industriei constructoare de mașini. Avem un plan național deja pregătit în acest sens și care așteaptă ok-ul de la guvernanții români. Este vorba de reindustrializarea legată de, în principal, de mașini agricole, dar conform ultimei tehnologii din industrie 4.0, ultima revoluție tehnico-științifică pe plan mondial. Deci toate acestea sunt pregătite. Urmează să pornim. Trebuie să înțeleagă guvernanții noștri că fără creativitate și fără dezvoltarea ramurilor de cercetare a unui învățământ educațional corect, astfel încât să exploatăm inteligența nativă a poporului român în folosul nostru și al tuturor, așa cum de fapt avem exemple multiple de dat, industria românească nu va crește, România va rămâne pe mai departe un vasal al tuturor, în loc să scoatem înainte marile valori, așa cum le-am dat în decursul istoriei, către civilizația globului. Mă refer la multe invenții pe care românii le-au cedat până la urmă, ca să zic așa, pentru într-o discuție pe care am avut-o cu profesorul Florian Colceag despre inventica românească și nenumăratele invenții premiate internațional care stau prin sertare, domnia sa spunea că dacă statul român s-ar implica și ar finanța creativitatea tehnică românească cu 100 de milioane pe an sau poate mai mult, am obține sute de miliarde de euro beneficii în următorii 10 ani, am putea să achităm toată datoria externă și să ne dezvoltăm. Să vedeți despre ce este vorba. Este un lucru foarte ciudat și, și nu e ciudat până la urmă. Utilizarea banilor este cea mai importantă treabă. Dom'le, avem puțini. Avem un produs intern brut în continuă scădere valorică de utilizare, ca să zic așa. Și trebuie să facem tot ce este posibil ca să creștem produsul intern brut. Produsul intern brut nu poți să-l crești
fac și o cuie sau fac și o șuruburi, ca așa face neamțul. Doar prin inovații. Decât prin creștere de inteligență. Trebuie să fii primul pe o piață prin produsele pe care le scoți. Și vă dau exemple nu concrete, reale. E mai mult decât concret. În 2016, a fost cred că și de față, când am făcut primul proiect de plan național strategic de creștere economică prin suplimentară prin invenții, implementarea unui set întreg de invenții. Și am venit acolo în 2016, în aula ASEU-ului, a fost pentru prima dată când o clasa politică din rândurile 2, 3, 4, 5, că nu au venit de la vârf, cu economiștii, inginerii, inventatorii, presă, am făcut o conferință. Ce înseamnă creșterea economică a României? În 2016, 10% din produsul intern brut, dacă, ca și valoare, era nu știu de 16-18 milioane, miliarde de euro, ar fi dus, în primul an investit, timp de 10 ani de zile, la o creștere economică între 5 până la 9%. Numai din asta. Nu mai vorbesc de efortul de ansamblu al societății. Ei, și de ce de la 5 la 10%? Pentru că era vorba de cât plătim dobândă la banii pe care îi împrumutăm ca să facem investiția. Investiția era făcută în domeniul energetic, și nu mai vorbeam acum de criza energetică, era în domeniul construcțiilor de mașini pe probleme de hidraulică și de construcții de mașini cu motoare speciale pe energii neconvenționale. Era vorba de o agricultură eficientă prin utilizarea unor produse de mare eficiență la hectar. Deci vorbeam de agricultură pe bază de invenții, mă refer la invenții selectate din diferite domenii, începând de la horticultură până la sfere mai înalte, ca să zic așa, ale agriculturii, de soluții de irigații și de folosire a apei, cea pe care ne-o dă Dumnezeu prin ploaie, mult mai rațional decât se face la ora actuală. Practic noi pierdem apa toată pe văi, se duce, în loc să o reținem în bazine de retenție pe care să le exploatăm după aceea cum trebuie, să facem depozite și după aceea să le folosim pe mai departe. Avem aceste soluții. Nimeni nu ne-a auzit, nimeni nu ne-a văzut. M-am săturat vorbind cu toți miniștrii de la cercetare din ultimii 8 ani, cu toți miniștrii de la învățământ, arătându-le care este calea cea dreaptă în învățământ. Creșterea economică prin educația națională, prin implementarea principiului creativității în școli, deranjând puțin conservatorismul atroce care s-a instalat la ora actuală în tot învățământul românesc, introducând după aceea școala academică de inventică la nivel național, că mai sunt încă inventatori români capabili să crească și să pornim o adevărată revoluție în domeniul învățământului, să facem după aceea Agenția Națională de Creativitate Inventică, Transfer Tehnologic, ca sistem organizatoric privat și de stat, care să organizeze sistemul de cercetare, dezvoltare, alegere, selectare de invenții, cele mai bune, implementate cu ajutorul statului, dar bani să fie returnați din această investiție, ca să creăm un fond permanent de rulaj, astfel încât să dezvoltăm cercetarea românească, și așa vom putea crește, altfel nu. Legea învățământului este pregătită și stă în sertarele miniștrilor de la învățământ. Legea cu școala academică de inventică există, făcută, avem soluții și aștept acum confirmarea Consiliului Rectorilor, astfel încât prin independență universitară să încercăm să creștem această acțiune. Ce să vă mai spun? Aproape că sunt oripilat de ce s-a întâmplat și sper ca totuși, peste o lună de zile, într-o atragere la discuție în cadrul Academiei Române, Academiei de Științe Agricole și Silvice, Academiei Oamenilor de Știință, patronate, sindicate, guvern care vor veni și comisii parlamentare, să stăm de vorbă ce se întâmplă cu România, ce putem face și să arătăm ce am pregătit noi ca Forum al Inventatorilor, împreună cu specialiștii de care v-am vorbit, ce putem face ca să salvăm România. Eu sper că acum, în acest context complicat al războiului din Ucraina, când problema autonomiei energetice este vitală pentru foarte multe țări, mai ales cele dependente de gazul și petrolul rusesc, că acest lucru va forța mediul politic românesc să se aplece asupra unor soluții interne care sunt geniale și care pot rezolva acest lucru.
Să sperăm că va avea succes proiectul. Știți care este cea mai mare problemă? Cea mai mare problemă este legată de faptul că România nu mai este recunoscută ca un potențial producător de tehnologii moderne. Nu mai este percepută. Europa ne vede pe noi ca oamenii care am plecat 5 milioane, deci dintr-o națiune care a plecat 5 milioane ca să facă de serviciu în țările dezvoltate. Este foarte greu să mai ne impunem, decât dacă țipăm tare și le arătăm că se poate. Și vreau să vă spun că România are soluții la ora actuală care poate salva nu numai independența energetică a României și economică a României, ci poate salva Europa și o poate transforma în locul întâi în lume la dezvoltare economică. Avem aceste soluții. Și vă iau pe rând, dacă vreți să vă spun în continuare. Dacă pe dumneavoastră știu că vă plictisesc pentru că le știți foarte bine, dar nu știu în ce măsură nu știu telespectatorii noștri. Deci, în primul rând, pe domeniul energetic, soluțiile de utilizare ale biomasei făcute industrial de inventatorul Iulian Horneț rezolvă problema de încălzire, rezolvă problema de energie electrică din surse regenerabile și poate dezvolta linii de producție de construcții de mașini specializate pe centrale termice, centrale de piroliză, cele mai bune din lume, cotate deja cel mai bine din lume, ca să facem export. Dezvoltăm o întreagă industrie de construcții de mașini utile, nu numai națiunii noastre, nu numai Europei, ci celorlalți, din întreaga lume. Altă chestiune importantă, îl avem pe Marcel Ionescu, spre exemplu, care este inventator de produse utile pentru independența energetică a clădirilor și hidroizolații speciale. Mă refer la faptul că el are produse, le produce, vinde la ora actuală, mult în lume, mai puțin în România, vopsele de protecție termică care pot fi aplicate pe toate fațadele clădirilor, spre exemplu, de patrimoniu care n-ai cum să lucrezi pe ele. Dar și care au eficiența? Deci eficiența unui strat de vopsea de 0,5 mm este în felul următor, ca sticla de termos. Și asta omul a înțeles bine. Deci ține căldura în interior, dar nu lasă nici să intre căldura din exterior în interior. Deci formează o barieră termică de gen termos, respinge practic 86% din radiația solară, spre exemplu, nu mai încălzește casa vara, iar iarna nu mai dă voie să iasă căldura din interior. Această treabă însă nu este prinsă la Casa Verde, spre exemplu, ca să-i deai lui mătușa de la țară o găleată de vopsea și dacă își dă într-o cameră cu vopseaua aia, că îi ajunge pentru o cameră de 3x3 cât stă ea săraca, și numai cu două lumânări puse în mijlocul camerei nu îngheață de frig. Pentru că toată energia, 86% din energia emanată rămâne acolo. Și nu uităm că și un om degajă în jur de 40 de wați pe oră energie termică prin traiul organismului. Da. Nu mai vorbesc de protecție împotriva focului. Structură de lemn rezistă 2 ore la 1200 de grade Celsius. Domnul, dă-o încolo de treabă. Adică invențiile deci sunt excepționale. Deci invențiile sunt fantastice. Trecem mai departe. Trecem la Gheorghiță Bordean. La ora actuală se chinuie să-și termine laboratorul, să intre pe producție de serie, de fabricuță, de economizoare de combustibil fosil. Mă refer la gaz, benzină, motorină. A ajuns deja la performanța să se, cu un Lexus de 3500 cm cubi, care consuma 16 litri de motorină sau benzină, ce-o fi consumând de el la asta de kilometri, consuma acum 5 sau 6 litri. Deci scăzut dramatic. Deci, practic, e un dispozitiv care s-ar putea atașa oricărui la motor. La oricare mașină, păi, adaptată seama la sistemul electronic. Păi da, aia este problema. Frâna omenirii nu o reprezintă, practic, soluțiile pe care le avem și criza. Ce au făcut-o cei care dețin monopolul, inclusiv financiar, pe diferite produse și până nu le epuizează astea ca să distrugă globul, nu se lasă. Păi, și mergem seama mai departe. Gheorghiță Bordeanu, motor cu apă. Da. Motor, gândiți-vă ce ar însemna costul transporturilor dacă la vapoare s-ar introduce motoare care își iau apa, o transformă în hidrogen instant în motor. Deci problema asta cu să trecem la producție pe hidrogen sunt baliverne. Cel mai important lucru este să poți să folosești, să produci hidrogenul
în scula care consumă hidrogenul. Nu să-l bag în rezervoare, să-l transport, să fac stații de alimentare. Iar domnul Bordeanu are această... Printr-o simplă schimbare de chiuloasă la mașină, da? Adaptată, bineînțeles. Transformă în același timp apa în hidrogen și consumă hidrogen. În gaz brown, până la urmă, într-o combinație între cele două. Așa și merge mai departe. Gândiți-vă că face 1000 de kilometri cu un litru de apă. Cam asta este sistemul. Și mai mult decât atât, ar da o lovitură foarte mare industriei actuale de mașini. Pentru că orice mașină veche se transformă în mașină ecologică, nu cu filtre de nu știu ce, de nu știu cum, de ecologice, nu mai... Păi este o mirare că mai este în viață, dar știu că a fost... Deci, a fost din nefericire, el a ajuns pe la începutul anilor 2000 să ajungă în Austria cu motorul cu apă. Știu povestea și era să fie... A fost otrăvit. A apărut un paianjen african, otrăvitor, la Viena și l-a mușcat pe domnul Gheorghiță Bordeanu undeva de părțile moi ale corpului. Și a stat 2 săptămâni în comă. Timp în care nu se știe ce s-a întâmplat cu motorul lui, cine l-a desfăcut, ce l-a fotografiat, ce i-a făcut. Noroc cu medicii vienezi care i-au dat viață, a venit în țară, s-a închis în casă 14 ani de zile, aproape cu greu domnul profesor Colceac și mi-a cerut și mie ajutorul și am reușit să-l scoatem, l-am băgat din nou la saloane de invenții, a intrat și dânsul în programul de dezvoltare pe care l-am propus, i-am dus în vizită câțiva miniștri ai cercetării și ai învățământului, au văzut, au spus că ceva nu e în regulă, este altă fizică ce face el. Și din cauza domniei sale, generator de curent electric care lua energia din neant, nu mai discut despre el, că era să mor eu de inimă, că mi-a creat un tromb. Genera un câmp electromagnetic atât de mare, încât creionul de tensiune alternativă se aprindea pe vârful nasului meu. Și am simțit că nu este în regulă și, într-adevăr, după 5 zile de la al doilea experiment, am avut infarct miocardic acut. I-am spus și lui și așa cred că l-am salvat, că și-a mai revenit și el, că tot avea simptome din acestea de diferite boli. Da. Deci merg mai departe, pe agricultură, că nu se termină, asta este viața. Deci pe agricultură avem cercetători, profesori universitari, privați și de stat, care, vă dau exemplu, coarne. Mâncăm toți coarne din pădure, da? Prin selecție naturală a făcut coarne mai mari decât cireașa, aproape cât o prună, la Bacău, vă dau exemplu concret, așa, au făcut de-asta cătină, diferite categorii, 8, cu calitate specială, cu posibilitate de multiplicare, să ai aceeași calitate 10 de ani. Deci, de specificăm, nu e vorba de modificări genetice, ci de selecție. Este selecție naturală, făcută programat, științific, cum se creează soiurile rezistente la secetă, în condițiile acestea. Am mai făcut și mere ecologice. Și uite așa, vreau să vă spun că la hectar pe un astfel de produs, te trezești că se câștigă de la 5 la 10.000 de euro. Se câștigă profit. Nu mai vorbesc de munca cercetătorilor de la științe agricole și silvice, la Academie, care pe lângă faptul că au făcut soiuri rezistente la secetă și n-au bani să producă semințele ca să le bage pe piață, este râsul lumii, au fost climatizate și câteva soiuri de ceva din exterior. Spre exemplu, cercetătorul vânătorul de la Buzău a făcut climatizarea unei plante melifere, pentru toată lumea meliferă înseamnă plantă pentru apicultură, care produce mult nectar și scos miere, așa, care este și plantă medicinală. Un hectar de Lophantus, ținut în condiții de irigații, crește producția de la 1000 pe un teren normal, de kilograme de miere la hectar, la 8000. Wow. Gândiți-vă ce ar însemna acest lucru și produce mierea de începând din primăvară, din mai, până în septembrie. Aproape un kilogram de miere pe metru pătrat. Da. Și 8. S-a ajuns la 8. Nu, hectarul 10.000. Da, aveți dreptate, am greșit eu. Așa, și mai este un lucru important. La sfârșit de toamnă se taie, se face, se macină,
este folosit ca plantă medicinală de mare calitate, terapeutică. Deci asta înseamnă dezvoltare în industrie cum trebuie. Nu mai vorbesc, s-a pornit pe sere verticale pentru marile orașe, s-a pornit pe dezvoltare a unor sere și pe orizontală, cu energie termică din propriile deșeuri de biomasă. Am făcut deja astfel de proiecte și multe, multe alte. Nu mai vorbesc de construcția de mașini, care mai avem, are niște soluții foarte tari și trebuie să le pornim. S-au făcut eforturi extraordinare. Cine credeți dumneavoastră că a făcut aceste eforturi? Credeți că cei care au fost plătiți pentru a face așa ceva? Nu. Totul s-a făcut în 80% din situație, dacă nu și mai mult, pe muncă voluntară. Oameni patrioți, dornici să facă ceva pentru acest pământ pe care au crescut. Iată, profesorul Colceac știa ce știa când a spus că cu o investiție făcută de statul român, România ar putea câștiga chiar sute de miliarde de dolari în următorii 10 ani și n-a corect. Exagerat. Corect, asta este. Lucrăm împreună, noi suntem mulți care suntem într-o conexiune, dumneavoastră o știți foarte bine, și care căutăm prin orice mijloc legal să deșteptăm oamenii să producă. Acum vreau să vă spun că suntem într-o plină campanie de lămurire a cooperativelor agricole care s-au format, a asociațiilor de producători, a clusterelor, a galurilor, a comunelor din România să se unească și să pornim împreună utilizarea biomasei ca sursă strategică de energie și de refacere a solului și a mediului. Trei elemente mai mult decât importante. Da. Este prima bătălie. Asta dacă o câștigăm, România a câștigat dreptul la viață. Pentru că dacă mai continuă așa și nu ne creștem produsul intern brut și nu reușim ca 2% pentru, dau prin absurd, la învățământ să reprezintă bani foarte buni ca să ne dezvoltăm educația națională, să creștem oameni sănătoși, să creștem oameni sănătoși la minte, capabili să ducă pe mai departe existența vieții pe acest pământ. Vă mulțumesc pentru toate lucrurile pe care a fost foarte interesant. Și mă scuzați că am vorbit cu patos, dar așa sunt eu. Că avem aceste invenții, mai trebuie să existe voința politică de a fi susținute, pentru că este de neînțeles că e posibil ca după atâția ani să fim în această situație. Mișcări încep să apară. Da. Și vă dau un singur exemplu. Din toamnă e posibil să fiu, să predau creație tehnică și transfer tehnologic tocmai la USAMV, de unde provine domnul ministru. Fără să știu dacă dânsul a acceptat sau nu așa ceva. Am înțeles. Mulțumesc, toate cele bune și dumneavoastră. Ne vedem în curând.